Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu mai sunt nunțile de altă dată oricum. Citesc că cineva s-a dus la o nuntă intimă cu vreo 600 de invitați. Mă vestește. Buget ca lumea. Da. Prieteni apropiați. Și a descoperit că semnalul la telefon era bruiat. Și Kennedy a spus că s-a bruiat semnalul intenționat ca să socializeze invitații. Ceea ce mi se pare ok. Ce mișto. Adică, sincer, mi se pare o idee foarte bună. Dar crezi că mai știu să socializeze invitații? Învață, e greu, e complicat, dar, mă rog, este o nuntă memorabilă. Bă, trebuie să vorbim între noi, bă, nici nu-ți imaginezi cum a fost. Primele 3 ore era o liniște în sală, nu știam ce să facem, ne uitam pe pereți, ne dădeam coate, după care am descoperit nevasta. Venise cu mine. Asta lângă masă. O să vezi ce mi-a povestit. De obicei sunt și meciuri în timpul nunților, că dacă se organizează în weekend, băieții se mai uită pe telefon pe ceva. Eu cred că un sfert au plecat direct, n-au mai traumatizat. Ce mai e pe Facebook? Plus că toate discuțiile sunt, ai văzut ce a făcut ăla? Hai să arăt ce a făcut și îți arăt pe Facebook, știi? Și dacă n-ai semnal, e complicat. Deci să socializeze. Acum mă aduc aminte că Adrian Stase, pe vremea când era prim-ministru, bruia semnalul, serios, vorbesc serios. El la ședințe. La ședințele de guvern era semnalul de telefon bruiat. Ca să nu fie pe surse. Ca să nu socializeze cu jurnaliștii. Înțelegi? Și era prea puternic semnalul și era bruiat inclusiv prin Piața Victoriei, când treceai prin fața Palatului Victoria. N-aveai semnal la telefon. Semnalul. Bă, băiete, bun, acum e ilegal, nu știu dacă s-a întâmplat. Deci asta se întâmpla, de nu era semnal prin Piața Victoriei? Da, serios, da. Eu am crezut că e permanentă, adică la un moment dat... Nu... Păi lucrau mult atunci. Corect, da. Altcineva vorbește de un meniu foarte modern la o nuntă. Mă rog, citesc din ziare.com. Zice omul respectiv, ghilimele: am fost la o nuntă unde mirii erau fără porc, fără grăsimi trans, fără monoglutamat trans, nu știu ce. Grăsime trans, da. Fără monoglutamat, etc. Și ne-au dat să mâncăm un cartof fiert tăiat în 2, niște morcovi sotești și un piept de pui fără niciun gust, cam talpă, nu știu dacă era la grătar sau la cuptor. Dar era de țară dacă era talpă. Da, piept de pui, da, îți dai seama cum era, adică nu și-a dat seama dacă era la grătar sau la cuptor. Ce hal putea să fie făcut pieptul ăla, îți dai seama ce ars trebuia să fie uscat total. Da, sunt oameni care nu înțeleg conceptul, adică un cartof fiert tăiat în 2, niște morcovi sotești și un piept de pui. E ce dar să-i dai, mă? Chiar așa, așa ceva. Chiar așa. Ei săraci au zis că fac un bine, că na. De ce? Păi că uite că își țin sănătoși invitații. Okay. Învață cu pui de țară, cu legume din grădină. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.